Vremea extremă continuă să facă ravagii. Meteorologii au emis un cod portocaliu și un altul galben de instabilitate atmosferică pentru mai bine de jumătate din țară. Noaptea trecută, zeci de copaci s-au prăbușit pe carosabil, dar și peste mașini în mai multe orașe din țară. Vremea a făcut prăpăd în satul mare la doar câteva ore după intrarea în vigoare a atenționării meteo. Copacii s-au prăbușit peste mașini și au produs pagube însemnate. De când s-a făcut asfaltul, au rămas copacii distruși și nu mai au susținere. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru degajarea trotuarelor și a părții carosabile. Și la Oradea, pompierii bihoreni au avut 20 de intervenții în numai 3 ore. A fost nevoie să se îndepărteze crengile și copacii de pe carosabil, autoturisme, trotuare și de pe cablurile de electricitate. Și un semafor a fost doborât de rafalele puternice de vânt. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. 4 mesaje ro-alert au fost trimise seara trecută în contextul avertizărilor succesive cod portocaliu, sub incidența cărora se află județul Bihor. Meteorologia anunță că avertizarea cod portocaliu de instabilitate atmosferică rămâne în vigoare pentru cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova, jumătatea de vest a Olteniei și în sudul Banatului până mâine dimineață la ora 8. Avem în vigoare un cod galben până mâine la ora 10. Cine s-ar gândi că obiceiuri care se regăsesc în rutina noastră zilnică ne-ar putea îmbolnăvi? Cafeaua cumpărată în drum spre muncă sau alimentele tăiate pe un tocător din plastic sunt contaminate cu microparticule periculoase. Pe termen lung, acest lucru ne-ar putea da sistemul imunitar peste cap, iar în cel mai rău caz duce la boli grave. Mi-am comandat ceva ce oamenii mănâncă săptămânal. Studiile arată că un om consumă într-o săptămână 5 grame de plastic, adică echivalentul unui card bancar. Dar cu siguranță vă întrebați cum ajunge tot acest plastic în organismul nostru. Din obiceiurile zilnice de la care nu ne-am aștepta, precum băutul cafelei dintr-un pahar de unică folosință. Benzinic n-are, cred că, un efect rău. Acolo... Știați că ar putea fi băutura contaminată cu plastic de la pahar? Știu câte ceva. Da, v-a zis un minut până ajung la serviciu. Dar asta de carton, nu de plastic. Pericolul există chiar și în cazul paharelor de carton, deoarece sunt fabricate din 95% hârtie și 5% plastic. Studiile arată că în doar 15 minute, băutura din pahar este contaminată cu 25.000 de microparticule de plastic. Dar cum folosim? Cum luăm cafeaua atunci? La ce îmi pung? La fel de periculos este și tocătorul din plastic. Studiile arată că o persoană care folosește un tocător din plastic consumă într-un an 79 de milioane de microparticule din plastic. Îl mâncăm oricum, orică e tocător, orică e din altceva, din alte produse, tot nu știm și e inevitabil. Ne îngrijorează, dar nu știm cum să facem să evităm. Deci crezi că nu e un pericol real? No. Și lentilele de contact sunt o sursă de contaminare pentru organismul nostru. Lentilele purtate 10 ore pe zi pot elibera într-un an 90.000 de particule din plastic. Grav este că ele rămân mulți ani în corpul nostru. Plasticul nu se poate metaboliza. El nu este un aliment. În momentul în care noi l-am consumat, pentru că el nu se poate metaboliza, face ca noi să ajungem într-o stare de boală, ne afectează atât din punct de vedere al sistemului digestiv, ducând la patologii majore cronice, cât și la nivel dermatologic și respirator. Ca să ne protejăm, trebuie să optăm pentru ambalaje sau produse din sticlă, hârtie sau metal. Un nou pasaj rutier promite fluidizarea traficului la ieșirea din capitală spre Autostrada Soarelui. Conform obiceiului, politicienii s-au îngrămădit să taie panglica noului pasaj de la Teodor Paladi. N-au lipsit premierul și primarii sectoarelor 3 și 4 care au fost primiți cu fast. Marcel Ciolacu a încurcat însă Bucureștiul cu Buzăul. Este un moment de mare bucurie pentru noi, că iată, deschidem circulația pe acest pasaj atât de important. Lucrările la pasajul spre Autostrada Soarelui au început în 2022, iar după un an și jumătate, mii de șoferi vor putea respira ușurați atunci când aleg drumul către mare. Dacă în urmă cu o lună aici erau depozitați palmierii cumpărați pentru sectorul 3, acum această construcție are ca scop fluidizarea traficului, dar și siguranța oamenilor. Aici salvăm cu acest pasaj multe vieți. Salvăm aerul. Calitatea aerului. Mii de tone de combustibil erau consumate aici, stând în trafic. La inaugurare a venit și premierul Marcel Ciolacu, care a încurcat Bucureștiul cu Buzăul. E normal că
trebuie să-l felicit pe domnul primar Robert Negoiță, unul, cred că alături de Daniel Băluță, cei mai performanți primari de sector din municipiul Buzău. Cei mai performanți primari de sector din municipiul Buzău. La scurt timp, premierul s-a corectat. Cred că din cauza emoțiilor și a soarelui, destul de... Am spus municipiul Buzău în loc de municipiul București. Dar inaugurarea a fost marcată și de o împăcare între cei doi primari de sectoare. După ce Daniel Băluță l-a dat în judecată pe Robert Negoiță că i-a furat arhitectura acestui pasaj, acum cei doi edili s-au luat în brațe, în sprijinul cetățenilor. Important este că împreună am identificat modalitatea prin care, începând din acest moment, oamenii pot să circule pe acest pasaj. Disputele administrative reprezintă un aspect, ele sunt constructive în cele din urmă. Podul are o lungime de 344 de metri și două benzi pe fiecare sens de circulație. Costul final al investiției a fost de aproape 8 milioane de euro. Mulți dintre copiii României au parte de vacanță doar în vis și nu știu ce este dincolo de ograda lor. Sărăcia îi ține ca o ancoră lângă părinții pe care trebuie să-i ajute la treburile casei. Este și povestea Valentinei, o copilă care trăiește într-o singură cămăruță alături de mama ei și alți 6 frați. Tot ce are este o chitară la care își cântă visul ca într-o zi să-și salveze familia de la sărăcie și să vadă marea pentru prima oară. O vedeți mâine la Asta-i România de la 14:30 de minute. Să ne petrecem vara și vacanța acasă. Facem mami de la animale. N-au de niciunele, dar au dragostea mamei, care înseamnă totul. Foarte greu, dar mă zbat pentru ei, mă duc peste unde o fi. Am zis, merg, punem pângele albe cu ei. Ei sunt sărmanii care merg în vacanță doar cu gândul. Și ca să fiu sincer cu voi, mi-aș dori să merg la mare, stau la răsărit de soare, să cânt la chitară. Acolo pe mal? Da. Și despre ce cânta? Nu știu, despre viață, despre sentimente. Ce simți când cânti la chitară? Mă simt pe mine însă, simt că sunt eu. Cum ești tu? Sunt liberă. Bine ați venit în casa de 3 milioane de euro. Luxul nu cunoaște criza. Deși contextul economic actual nu este unul favorabil, piața imobiliară de lux este în continuă creștere și avem cerere destul de mare. Bine ați venit! Haideți să vă arăt cum arată o proprietate de 6 milioane de euro. Intrăm în cele mai luxoase locuințe din capitală, scoase la vânzare la prețuri de milioane de euro. De la tine din dormitor mergi direct către piscină, vegetație matură, doar... Câteva familii își pot permite această proprietate. Aici e liniște. E liniște. Decât să ne facă primarul șoseaua și să ne bage măcar apa. Asta e principalul. De cu fântâna, cum să ne descurcăm? Trăiesc într-un paradis, pe un pământ înțesat de izvoare, dar se sting de sete. Amar de an faceți dumneavoastră drumul ăsta după apă. Fac de mult timp, nu mai țin minte, dar de câțiva ani. Zi de zi? Da, da. Zi de zi, care. Ați văzut căruciorii în drum cu bidoane, cu băiatul ăsta. Mă duc la fântână. Trebuie să ne ajute cineva ca să putem să avem și noi apă. Ne trebuie. Localitățile miniere se sting văzând cu ochii, iar autoritățile n-au soluții pentru aceste comunități aflate în moarte clinică. Localitatea Mătăsar din Gorj se transformă pe zi ce trece într-un decor de film apocaliptic. Zeci de blocuri pline cândva cu mineri au ajuns acum ruine care demonstrează nepăsarea. Pentru caze cu tremur, doamne ferește? Pentru caze cu tremur, aceste blocuri sunt cele mai rezistente, care sunt din beton armat. Marian are acum 65 de ani. S-a mutat din Dăbuleni la Mătăsari pentru a lucra în mină. Aici am lucrat 8 ani și am mai lucrat 6 ani la mine la Câmpul Mușel cu taică mea. Mulți au plecat, mulți au băgat ordonanța, nu prea mai convenea că salariile mici bine. În urma minerilor și a carierelor închise a rămas o imagine dezolantă. Afară plouă torențial, iar blocul este atât de distrus încât toată apa se scurge în interiorul clădirii formând bălțuriașe. După cum vedeți, în această încăpere noi suntem nevoiți să stăm cu umbrela.
Aproximativ 60 de blocuri au fost construite pentru minerii care au format an la rând sufletul acestei comunități din Gorj. După închiderea minelor, au mai rămas puțini în zonă, în special cei legați de plaiurile natale. Casa părintească nu se vinde. Fratele meu Dani este în Italia, în Milano, s-a stabilit acolo. Însă glasul străinătății e tot mai puternic și îi cheamă inclusiv pe cei rămași. Aici ar fi trebuit să fie dormitorul unuia dintre mineri. În loc să vedem patul sau mobilă, suntem îngropați până la genunchi în mormane de gunoaie aruncate în bajocură de-a lungul anilor. Printre localnici s-a răspândit zvonul că blocurile fantomă ar urma să fie dărâmate, dar asta le aduce prea puțină speranță. O parte e și bine, e și rău, nu știu ce să zicem. Ne obișnuisem aici, mai bine le făceau. Nu vă pot descrie atâta de mizerie și vai. E de nedescris ce este în interior. Oamenii pleacă în afară pentru că noi locuri de muncă nu avem aici. Și trebuie să plece nevoie să plece în afară să-și facă viața acolo. Aici la noi nu putem, că n-avem cum. Unul dintre blocuri a fost folosit ca adăpost pentru animale, se pare. Este aici o cățelușă care probabil are și pui și se adăpostește. Momentan s-au adunat 2 milioane și jumătate de lei pentru demolarea a 3 blocuri care urâțesc centrul localității. Unele voci spun însă că e o greșeală. De ce să demolăm aceste blocuri șantier care pot fi finalizate? În condițiile în care în județul Gorj, apartamentele s-au scumpit enorm în toate localitățile. Oferta fiind mai mică decât cererea. 10.000 de mineri munceau în carierele din jurul localității Mătăsari. Acum mai sunt deschise 2 puncte de lucru. Pepenii de Dăbuleni au luat deja drumul piețelor, însă se vând mai scump anul acesta. Circa 5 lei costă kilogramul de pepene roșu direct la tarabă. Asta înseamnă că pentru un fruct de 10 kilograme, o familie va scoate din buzunar 50 de lei. Fermierii au și o explicație pentru prețul ridicat. Vremea schimbătoare a întârziat recolta și a stricat o parte din ea, astfel că producția a fost mai mică anul acesta. Hai să fiți atenți aici. Ia-o, Adrine, aia de acolo mare. Pentru familia Vârcan din Dăbuleni, munca a început odată cu răsăritul. Astăzi este prima zi de recoltă și, totodată, prima zi de vânzare. Pepeniculeși vor ajunge în această seară în piețele din București și Câmpeni. Producătorii speră să vândă lubenița cu 5 lei pe kilogram la tarabă și cu 3 lei pe kilogram în angro. Culesarăm până acum 7 tone, 7-8 tone și mai avem 3 tone, 2-3 tone de cules să facem 10 tone, cât pune pe dubeș. Cât obțineți pe cele 10 tone în angro? Acum între 250 de milioane și 300. Un preț mulțumitor pentru producători, dar destul de piperat pentru clienți, care pentru o lubeniță de 10 kg vor scoate din buzunar circa 50 de lei. Gustul de Dăbuleni însă face diferența, spun oamenii. Are un gust foarte bun, suculentă. Și avem calitate la noi aici, la Dăbuleni. Oamenii caută dulceață, în primul rând. Asta trebuie să fie, să fie destul de roșie și dulce, suculentă. Cei mai pofticioși sunt copiii care abia așteptau să se înfrupte din lubenița coaptă. Alex, îți place? Da. Cum e? Dulce, bună, roșie. Iar ca să se asigure că fructul e copt, dăbuleanul apelează la metodele clasice. Asta este coaptă, că uitați cum sună și uite, și deschisă la culoare și arsă puțin de soare și asta e verde. Care este verde nu este coaptă. Prima oară este prețul un pic mai mare, după aia să scade prețul. Acum prima oară să scoate și noi ceva din investiție. Circa 2 săptămâni se va menține prețul ridicat pe piață, spun fermierii. În plin sezon, lubenița va ajunge chiar și la 1 leu pe kilogram. Zeci de căsuțe mobile, desprinse parcă din povești, îi așteaptă pe turiști la Râșnov. În acest weekend are loc primul festival de acest fel din Europa de Est. Producătorii din toate colțurile țării și-au expus imobilele de diferite forme și dimensiuni, iar turiștii care își doresc o experiență inedită pot să se cazeze în ele. Cazările inedite, amplasate în mijlocul naturii, par să devină viitorul în materie de turism. Această industrie a caselor mobile este în plină dezvoltare. Dovadă stau cei 15 producători adunați la primul festival de Tiny Houses din Europa de Est. 25 de modele diferite, de la 7-8 metri pătrați până la 45 de metri pătrați, de la 6.000 de euro până la 60.000 de euro. Ovidiu Costan a venit la festival cu o casă care s-ar încadra perfect în mijlocul naturii.
Trei dintre pereții exteriori sunt acoperiți complet cu sticlă, iar la interior au fost amenajate o baie echipată complet, o kitchenetă și o zonă de living. Avem încălzire, surse de apă caldă, racord la canalizare. Printre căsuțele de diferite forme și dimensiuni am regăsit-o și pe cea construită de Ianoș, care a deschis unul dintre primele glamping-uri din Brașov. Are o suprafață totală de 6 metri pe 2 metri și jumătate, are instalație electrică, are baie proprie cu cabină de duș, cu chiuvetă și toaletă și camera de zi, unde este un pat matrimonial și o măsuță cu scaune și ceva mobilier minimalist. Turiștii în ziua de azi doresc altceva, vor să strângă experiență. Închirierea costă în jur de 400 de lei pe noapte, iar prețul de vânzare este 12.800 de euro. Turiști din toate colțurile țării, dar și oameni de afaceri, au venit să vadă conceptele de tiny houses expuse la festival. Credem că este viitorul în domeniul construcțiilor, având în vedere criza manoperei în România, dar și în genere în Europa de vest și est. Pentru România, cu peisajele, cu munții, cu râurile care le are, deci ar atrage turiști. Ar atrage. O parte dintre căsuțele de vacanță vor rămâne la Râșnov și după încheierea festivalului. Turiștii care își vor dori să se cazeze într-una dintre ele vor trebui să scoată din buzunar între 50 și 100 de euro pe noapte. Un fost conac boieresc din Ținutul Buzăului a ajuns unul dintre locurile preferate ale turiștilor care caută cazări elegante și mâncăruri rafinate. Proprietatea a fost reabilitată și transformată în pensiune agroturistică de un neamț și soția sa româncă, stabiliți în zona vulcanilor noroioși. Bine ați venit în Geoparcul Ținutul Buzăului. Ne aflăm la conacul Grigorescu, un conac care a fost construit în 1930. Torsten este expert în atragerea de fonduri pentru dezvoltare locală, iar jobul l-a trimis în toată lumea. Țara noastră l-a oprit însă definitiv, după ce și-a cunoscut jumătatea. Familia Kirchner a cumpărat fostul conac boieresc cu 11 ani în urmă, apoi a continuat să extindă pensiunea agroturistică. Fostele anexe ale moșiei au devenit pe rând căsuțe pentru oaspeți, iar restaurantul și apartamentele luxoase se găsesc în vila principală a moșiei. Am respectat stilul vechi, am făcut camere altfel, am făcut sala de mese altfel, adică tot este într-un stil, o parte e nou făcut, o parte e renovată, tot într-un stil care are legătură cu anii 1930. Conacul are 5 apartamente, iar căsuța bunicilor este printre cele mai apreciate de către oaspeții care vin din toată lumea. Este utilată cu mobilier găsit în conac și recondiționat de Torsten. Tot e mobilă vechi, eu cred că sigur că are minimum 100 de ani. O fel de canapea pentru o persoană, să stai în liniște și te uiți în jurul tău. Fostul conac, ajuns pe mâinile bavarezului îndrăgostit de țara noastră, este renumit deja printre turiști pentru mâncărurile unice. La bucătărie șef este Iuranda, soția lui Torsten, care permanent inventează bunătăți din produse tradiționale, combinate cu ciuperci, trufe, ierburi și condimente exotice. Am reinterpretat una dintre rețetele de bază ale Italiei, spaghetele bolognese, și am făcut un ragu de ied, așa cum fac ragu pentru spaghetele bolognese, făcut tot la cuptor. Cazarea la conacul din Rătești, aflat la 22 de kilometri distanță de Buzău, pornește de la 100 de euro pe zi pentru un apartament. De aici, turiștii ajung repede la vulcanii noroioși, așezările rupestre și muzeul Chihlimbarului de la Colți. S-a deschis sezonul de parașutism la malul mării. Turiștii veniți pe litoral au posibilitatea de a sări de la 4.000 de metri altitudine. Experiența durează doar câteva minute, însă priveliștea și senzația din aer sunt de nedescris. De 4 ani, aerodromul din Tuzla este gazda celui mai așteptat sport extrem de la malul mării, zborul cu parașuta. Zeci de instructori și cameramani sunt pregătiți să le ofere turiștilor cele mai frumoase experiențe din viața lor. Înainte de adrenalină, are loc o pregătire pentru ca experiența să fie una plăcută și fără incidente. Aterizăm pe picioarele mele, dacă ajung cu fundul jos, ar putea să ajung și cu picioarele jos. Echipați corespunzător, doritorii vor zbura cu un avion până la 4.000 de metri altitudine. Odată deschisă ușa avionului, nimic nu te mai face să renunți. Căderea liberă durează aproximativ un minut la o viteză de 200 de kilometri la oră. După această etapă, parașuta se va deschide pentru a admira coasta Mării Negre.
Printre cei care s-au aventurat la un salt cu parașuta a fost și Sânziana, care a ales să-și sărbătorească ziua de naștere într-un mod inedit. Este o experiență inedită și abia aștept să fac asta. A fost cadou sau tu ai ales să vii? Eu am ales să vin, din propria inițiativă. Mi-am dorit chiar de mult timp și tot vedeam și la alte persoane și pe Instagram story-uri și ziceam, Doamne, vreau și eu acolo, și am zis că dacă o să-mi placă o să fac și școala de parașutism, dar mai vedem. Sorin și Andrei au venit special din Brașov pentru un salt în tandem. Foarte fain, merită experiența. În momentul când se deschide ușa, o rulezi și ești acolo, vântul e puternic și ajungi așa și foarte fain. Este o experiență pe care aș repeta-o de fiecare dată, de foarte multe ori. Serios, de mult încât ai mai revenit. Da. Daniel nu este la primul salt cu parașuta. Practică deja acest sport de 3 ani. Te simți eliberat de toate grijile. Și asta îți dă oarecare dependență. Soția m-a dus-o pe aici, sper să se hotărască și ea. Eu speram să sărim împreună din același avion. Prețurile pornesc de la 1200 de lei și ajung până la 1700 de lei de persoană. Dacă vrei să încerci pentru prima dată, atunci vei sări legat de un instructor. Dacă vrei ca să sari singur din avion, atunci vorbim de un instructaj mai lung. Avem o zi de teorie și apoi avem o parte de teorie și practică la sol, înainte de fiecare salt. Sezonul de parașutism va fi deschis până la finalul lunii septembrie. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristina Dorobanțu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept mâine de la ora 12 cu știri. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă o serie de avertizări cod galben și cod portocaliu de vreme instabilă, valabile până duminică dimineață. În cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Moldova, apoi îndeosebi în jumătatea de vest a Olteniei și în sudul Banatului, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii restrânse, vijelii și grindină. Totodată astăzi este valabilă o atenționare cod galben de disconfort termic ridicat și caniculă în Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei și local în Oltenia și Dobrogea continentală. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. Vremea se va răcori în vest, centru și în nord, în timp ce în sudul și estul țării local va fi caniculă, mai ales în Muntenia, sudul Moldovei și în Dobrogea, iar disconfortul termic se va menține. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică pe parcursul zilei în Transilvania, Moldova, la deal și la munte și pe arii restrânse în rest. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse frecvente, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maxima va ajunge la 37 de grade Celsius. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia vremea va fi caldă și disconfortul termic va fi accentuat. Soarele va fi prezent în prima parte a zilei. Termometrul va indica 32 de grade în Târgoviște și 37 în Slobozia. În Transilvania vom avea de asemenea parte de vreme mohorâtă. Va fi înnorat și va ploua sporadic. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. Se vor înregistra 28 de grade în Alba Iulia și 29 în Târgu Mureș. În Moldova găsim vreme schimbătoare și pe aici avem o după-amiază caniculară. Pe parcursul zilei e posibil să apară câteva serii de averse abundente cu tunete și fulgere. Vor fi 35 de grade în Galați, la fel și în Focșani. Temperaturile scad și în ținuturile vestice. Vineri au fost până la 34 de grade, însă sâmbătă maximele nu mai trec de 29 de grade. În plus apar și averse consistente însoțite de fenomene meteo severe. Vântul va sufla spre moderat. Mercurul urcă până la 27 de grade în Arad și 28 în Timișoara. Oltenii se vor confrunta cu disconfortul termic accentuat. Vremea va fi predominant caldă, cu cer mai mult senin. Se vor înregistra 31 de grade în Târgu Jiu și 32 de grade în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea vremea va fi frumoasă, chiar caniculară. Valorile termice vor fi ridicate, iar vântul va adia plăcut. Meteorologia anunță 34 de grade în Megidia și 27 de grade în Sulina. În capitală avem parte de o vreme caniculară. Sâmbătă indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperatura maximă se va situa în jurul la 36 de grade. Noaptea va crește probabilitatea pentru perioade cu norări, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Minima va fi de 19 grade. La munte vremea va fi instabilă, mai ales după amiaza și seara, pe arii extinse vor fi norări accentuate, averse și descărcări electrice. Pe alocuri, cantitățile de apă vor fi însemnate. Se vor înregistra 22 de grade în Sinaia și 19 în Semenic. Pe litoral se anunță vreme plăcută, temperaturi destul de ridicate, dar nu este exclus să apară
afară și câteva precipitații. Valorile termice urcă până la 27 de grade în Vama Veche și 29 în Mamaia. Temperatura apei mării se situează în jurul valorii de 22 de grade. O zi excelentă să aveți!